Vă place vocea lui? Eu cum face aici? Doamne. Another day, another life saved. Și place, mi-a plăcut foarte mult, mai ales când a apărut. Ăsta e skinul cu buline, cum zice Houdini, skinul ăla cu buline, da. Da, 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 așa ține minte, skinul ăla cu buline. Mă, skinul ăla cu buline l-am luat aici la Andrei. Salutare vulpițelor și vulpișorilor, bine v-am regăsit la un nou episod super interesant, s-a băgat noul update. Ce s-a băgat o să vă arăt imediat. Să auzim cum face și Brawlerul. You can't save everyone. You just wouldn't listen. Al nostru este Salvamar. Vă place vocea lui? Eu cum face aici? Doamne. Another day, another life saved. Aha, mai vreau să fac o... Aoleu, aici e nervos. First aid fury! Don't mess with the whistle. Vocea asta mi se pare interesantă cum face așa. I thirst for aid. Ce ai, mă? Zici că e nebunit. Mama, cum face? Da, da, da. Uite ce mișto. Efectiv, ador chestia asta. E foarte, foarte interesant. Să scrieți și voi în comentarii ce părere aveți. Asta de la apropiere nu-mi place, neapărat. Dar chestia asta îmi place foarte mult. Da, e mișto. În primul rând, am înțeles că toate aceste mape pe care le vedeți aici, asta este una dintre mapele noi, se schimbă, nu știu, la oră sau exact cum a zis un abonat aici. Ideea e că mapa aceasta se schimbă în 4 minute, așadar va trebui să dăm ready imediat ca să nu dispară. Ce vreau eu să vă mai arăt, cadoul de astăzi care este sărăcie. Luăm și free bănuții și luăm și free bănuții aceștia. Ok, hai să dăm repede până nu rămânem fără eveniment și probabil că o să-l vedem și pe celălalt. Interesant, am vrut să zic, loading screen-ul, care este superb. Dar și faptul că la Map Maker s-a adăugat acolo lucrușoare noi pe care le poți pune când creezi mapa. O să intrăm imediat și acolo să vedeți. Hei, bă! Nu, Mortis, nu! Yay! Am scăpat! Mulțam! Poți să dea prin gardul ăsta? Nu pot, așa-i? Mamă, luz! Oricum au venit pe lângă. Băi, harta e interesantă. Să-mi scrieți în comentarii dacă ați reușit să o testați. Așa, ai grijă, ai grijă, ai grijă! Stai, 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 stai! Help! Să văd dacă ce s-o mai băga, s-o băga tot așa, doar că s-o băga pe roz. S-o băga hartă cu bounty. Da, deci e cam la fel ca și cealaltă pe care am testat-o. Seamănă foarte mult, ca și aspect. Așa. Bun. Ia uite, mă, că se mișcă dinozaurul! N-am observat chestia asta până acum. Jesus, ce tare! Să vedeți ce chestii noi s-au adăugat și puteți să faceți mape foarte interesante. De exemplu, asta e un fel de zonă și cred că îți dă damage când intri în ea, efectiv. Așa. Punem așa, să vedem doar cum arată. Da, sunt niște norișori din ăștia de zonă. Ce mai poți să pui? Astea am impresia că îți dau viață, nu știu dacă greșesc sau posibil să-ți dea viață. Chestiile astea cred că îți dau damage, cred. Nu-s convinsă. Ideea e că îs noi și le puteți folosi. Așa, ce mai e? Ce mai sunt astea? Uite, efectiv chestii noi. Țepii ăștia sunt cei mai interesanți pentru că am observat, cel puțin în Brawl Talk, că se lasă și ies iară din pământ, adică cred că și aceștia îți dau damage. Așa, și cam astea ar fi. Acum o să testez o hartă. Quit.
O să testez o hartă care am înțeles că e ceva de genul cu elementele noi. Este făcută aici la Micale și este pe Solo, mai exact pe Trap Map. Așa arată. E cumva periculos, uite, trebuie să treci așa. Să furi repede cutiile și să te întorci. E ca și o capcană. Au, m-a prins unul. Acum hai să vedem ce fac elementele noi. Cum ar fi, stai puțin, cum ar fi, ce face asta? Nu dau seama exact ce face. Ah, ba da, îți dă viață. Așa e? Parcă îți dă viață, stai să văd. Da, îți dă viață, bun. Interesant. Hai să vedem această hartă făcută de fructă. Ideea este că trebuie să ajungi în mijloc și a folosit toate elementele acelea din Mapmaker noi. Așadar, o să vedem acum cum vedem și elementele roșii și așa mai departe. Au, stai așa. Au trecut. Am reușit. Stai să trec și de zona asta. Am reușit. Chestiile astea mi se pare că sunt ca la Roblox. Nu? Ca la obiuri. Așa mi se pare. Fugi, repede. Pe aici? Am ajuns în mijloc. Am reușit. Hei! Dar chestia asta chiar îți dă încetinirea. Stai. Să se facă țepii. Am reușit! Aaaa! Cum ai apărut și botul. Deschid și boxurile astea dacă tot le am aici. Puuu, strălucit direct, mi-a dat și gadget. Foarte tare. Bănuți. Așa și... Cam atâta. Salutare vulpițelor și vulpișorilor! Ia uitați-vă ce skin mișto avem! Dar astăzi o să mai luăm încă un skin. Acesta o să-l vedeți pe un episod anterior. Dacă nu l-ați văzut, intrați acolo repede, căutați episodul. E foarte drăguț. Acum mi-am dat seama că îi zâmbește pălăria. Ok, îi zâmbește nervos, așa? Îi zâmbește nervos, da, îi zâmbește. Și suntem pe contul lui Odai cu Andrei și mai avem un skin aici drăguț de luat. Vrea el să-și ia skin-ul acesta, Holiday Pem. E și sigur skin care este pe Pem, așa că mi se pare ok. Îmi și place, mi-a plăcut foarte mult, mai ales când a apărut. Ăsta e skin-ul cu buline, cum zice Houdini. Skin-ul ăla cu buline, da. Da, așa ține minte, skin-ul ăla cu buline. Skin-ul ăla cu buline l-am luat aici la Andrei. Așa, pregătită de plajă. Numai să vină și la noi vremea asta o dată bună ca să putem să mergem și noi la mai plajă. Mai jos, nu? mai jos acolo pe mijloc, uite. Așa, perfect. Ei, uite mă, Houdini. Mamă, de uite care apa, are sambi și are pe acolo gheață, ce mai are? Da, are tot ce vrei. Are un tatuaj și e bad girl. Mamă, cu soare, gen tatuaj de plajă. Uite ce șlapi are. Ăsta este... Skin-ul de pe... De pe tic. Da, exact. De rac. Ce mai are aici? Are sau crab. Are și colac de ăsta de salvare. Aici a prins la mâner. Mhm. Da, e drăguță, e aranjată și a făcut freza frumos. Are și cerceluși. Berbeluși? Are berbeluși la ea? Hai să dăm un match acum. Normal. Mamă, direct la Gem Grab te duci? Hai să vedem, hai să vedem. Punem așa că zâmbim. Ești cea mai șmecheră, Pam. Păi deja pe ăștia i-a spart. Și nici nu a început lupta bine. Mamă, easy match, Foci, easy match.
Am pus că supărată din greșeală. Din greșeală. E supărată poți că pierde. E. Bă, ce bucată ne-a dat Bibi asta, ai văzut? Da, v-o cam aruncat. Dar Popolinul ăla și cu tine țineți amândoi filo și e prea greu pentru ei, parcă. Și ne mai punem și asta, păi. Bă, ce bucată ne dă! Nervoasă Bibi asta. E supărată rău de tot. Supărat. Nu mă face kilo acum, vezi că face kilo, vezi că face kilo, vezi că face kilo. Hai că face, că i-am dat eu viață. Mamă, dar era să facă kilo. Era să facă kilo, nebunatica de roza. Uite-mă, ce face, mă. Face kilo. Hai că face kilo. Aproape. Încă unul vă mai trebuie. Încă unul vă mai trebuie. Combo ăsta e perfect, n-are ce să ne facă. A, vezi că vine nebunatica de roza și cu ultimata se bagă tare rău de tort. Uite că a făcut kilo. Oh, a murit! Ai murit și tu! Bă, stai cu 7! Ce faci acolo? Bă! Ce te-o învățeam, mă, să te duci? S-o duc singur, mă, că ea s-o crezut șmeche! Dar ce mișto am început, pe bune, era combo-ul perfect! Lasă că acum strângei toate gemurile, okay, și după aceea le luați voi la final. Le faceți voi Fenta. Îi lăsați pe ei să facă toată treaba și după aceea mergeți voi și luați toate gemurile și gata. Mamă, vezi că a pus sursul, ai grijă. Îmi dați seama. Shaggy! Ce faci, Shaggy? Aoleu, lasă-i să-i pus sursul. Aoleu, vai de mine! Păi, că încolțesc ăștia. Încolțesc eu, dar nu se văd acum. Vezi că e jumătate viață. Așa și? Strângele tu, așa. Ai 8, bun. Acum ai grijă să nu mori. Ne, stai. Ce-i luat tu? Încă unul, ce-i luat tu, mă, Shaggy? Sau cum te cheamă? Încă una, bagă-te, iau. Iau de la zonă. A, stai că ăsta moare, că... Bun, bravo. La cât... Așa. Cine l-a învățat să joace? L-o fi învățat... Cine l-o fi învățat, oare? Nu știu cine l-o fi învățat. L-o fi învățat câinii de afară. Da. Învățat Brostar cu lupii. Au învățat să face Brostar cu lupii în pădure. Brostar cu lupii! Yay! Super! Așa se joacă Brostar cu vulpile. Vulpilii. Foxy. Vreau să mai dau un match cu acest minunat, dacă tot. Ați văzut skin-ul? Mai vedeți odată și pe episodul ăsta, dacă strâng. Lasă, Foxy. Sunt underdog acum. Lasă, Foxy, că acum le dai. Ești underdog acum? Sunt under câine. Bravo, Gigi. Acum nu mai avem albine pe aici, nu? Sunt eu singura albină. Da. Albinuța fuge, Foxy nu ajunge. Avem un col, da. Nu-i bai. Un colt care stă prin bază pe la ei. Și ceva. Din asta. Vreau să-i dai slow la ăla. Care a murit. Bun, bravo, GG. Vezi că se bagă coltașul pe strâns. Bun. Stai că te-aș face iară ultima ta. Da, încearcă să-i dai ultima ta la Elgar. Da, acum am mai avut treburi aici importante. Au reușit ei să-l bun, facă față. Bun, da. Oh, get sniped! San, mamă, ce bucată i-au dat. Foți de la dacă vine să nu vă prinde de la apropiere. La Edgar trebuia să-i dau eu. Da, vă cam spart Edgar ăsta. Vă cam spart la joale. Au și ei 5 acum. Bun, ăla e mort. Mamă, ce greu a murit. Nici măcar n-a murit. O fugit, tu ai văzut? Da. Păi tu ce mă cu 5 acolo? Nebunule care ești tu. Dă-i, bun, bravo, colectează-le și fugi jos repede. Fugi. Hai, dă-le câte un gadget. Da, ăsta uite ce face. Hai, dă-le câte un gadget din ăla să se sperie. Dă-le gadget. Nu te mai băga. Prima dată, bravo, 5 secunde. 3, 2, 1, 5! Uiii!
Nice. Bine. Mulțumim pentru susținere. Yeah. Nu uitați să apăsați butonașul de like, de subscribe și ne vedem pe Trovo de la ora 12. În fiecare zi să aveți o zi minunată și frumoasă ca și voi. Hey, underdog. Bine. Pa, pa. Pa, pa.